După ce au muncit singuri o vară întreagă pentru a îngriji via cei doi bătrâni din Slatina, pregăteau acum butoaiele pentru iarnă. Au coborât mustul în beciul casei, acolo unde a început să fermenteze. Zilele trecute, oamenii au coborât să verifice butoaiele, însă gazele emanate de vinul nou aflat în fermentație le-au fost fatale. Cum aceștia locuiau singuri, abia în această după-amiază vecinii s-au alertat după ce câinele din gospodărie a lătrat neîncetat. Mă sună pe mine, zice, câinele, zice, face gălăgie, înseamnă că e nemâncat, nu văzuși pe ăștia bătrânii. Mă zic, nu-i văzui, nu i-am văzut nici ieri. După aia iar mă sună Ion, vezi că i-a aruncat la câine o bucată de pâine, dar n-apucă până la el. Da. Și zice, dacă vede pâinea, mă ceartă. Să uitară întâi în casă, nu era nimeni. Când s-a dus Marian, deci vecinul de alături, erau căzut pe scări. El cu capul în jos, pe scări și ea jos. Cu capul în sus. Ia. Nu știu, n-am văzut. Să cu capul sus. N-am văzut, da. Da. Erau căzut jos, terminați. Da. Uscați țepeni. Găsirea unul cu fața în jos, deci el cu fața în jos, picioarele în sus pe scări, iar ea invers, cu capul în sus pe scări și picioarele în jos. Probabil, gândesc eu, unul din ei s-a dus mai înainte și celălalt s-a dus să-l scoată. O fi strigat, nu pot să-mi închipui, și s-a dus să-l scape și a murit și ea. Vă dați seama. Asfixiați din cauza vinului. Imediat cum au constatat nenorocirea, oamenii au sunat la 112, însă echipa de intervenție din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență și polițiștii nu au mai putut face altceva decât să constate decesul. În urma apelului primit pe 112, polițiștii de la Poliția Slatina s-au deplasat la fața locului, unde au găsit cele două persoane decedate în beciul locuinței. În cauză s-a dispus efectuarea necropsiei în vederea stabilirii cu exactitate a cauzei decesului celor două persoane. Specialiștii avertizează cetățenii, mai ales pe cei din mediul rural, să aibă mare grijă unde depozitează recipientele în care fierbe acum vinul. Obligatoriu, locul de depozitare a butoaielor trebuie să fie foarte bine ventilat pentru a nu se acumula monoxid de carbon.